Bună, dragilor, sunt Aurora și sper că sunteți pregătiți să umblăm și astăzi de colo-colo în călătoria noastră alături de Caragiale și de Chirianula sau, dacă vreți, de Aghiuță. Vom începe în 1904 la Berlin, unde Caragiale se autoexilase împreună cu familia. În urma unui proces de calumnie pe care el îl inventase unui jurnalist aparent obscur numit Constantin Alexandru Ionescu, pe scurt Caion, care îl acuzase pe Caragiale că ar fi plagiat drama Năpasta, ce mai încoace și încolo, de fapt, ar fi copiat drama Năpasta după lucrarea intitulată Nenorocirea, aparținând unui scriitor maghiar, István Kemény. În prima instanță, Caragiale este reprezentat de o altă personalitate a epocii pe care noi o cunoaștem mai mult din literatură, și anume de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, care nu se lasă impresionat de faptul că acuzatul, și anume Caion, nu era prezent din cauza că, așa cum atesta certificatul medical arătat în instanță, suferea de gripă cu formă nervoasă, având nevoie de 5 sau 6 zile de căutare. De la Vrancea cere să se judece procesul în lipsa acuzatului, Caion pierde procesul și este condamnat la 3 luni închisoare și plata sumei de 10.000 de lei drept despăgubit, dar ulterior face recurs și este achitat. Așa cum ni se spune la școală, acesta este motivul pentru care Caragiale, scârbit de modul în care decurseseră lucrurile, se autoexilează la Berlin. Iată ce îi scrie Caragiale de la Berlin prietenului său Vlahuță. Pentru nimic în lume n-aș părăsi acest colț de viață străină pentru a mă reîntoarce în patrie. Să mai văd ceea ce am văzut. Să mai sufăr ceea ce am suferit. Aceleași mutre, aceleași fostile care conduc viața publică, otrăvindu-te numai cu privirile lor stupide și bănuitoare. Nu, dragul meu, nu. M-am exilat și atâta tot. Aerul de aici îmi priește, sunt mulțumit cu ai mei și n-am ce căuta într-o țară unde lingușirea și hoția sunt virtuți, iar munca și talentul viții demne de compătimit. Mergând pe urmele acestui Caion, am aflat că el lucra în redacția revistei literare, publicația condusă de Teodor Stoenescu, cel de care am pomenit data trecută, când am citit fragmente dintr-o pledoarie a sa împotriva deținerii funcției de director al Teatrului Național de către Caragiale. Dacă vă aduceți aminte, cea în care menționa și lipsa de moralitate a lui Caragiale și aventura sa cu soția lui Constantin Notara. La rândul său, Teodor Stoenescu era un discipol adept și admirator al lui Alexandru Macedonski. Acum, desigur, conflictul lui Alexandru Macedonski cu Caragiale este cunoscut. Ei, făcând schimb de ironii și acuzații unul la adresa celuilalt, deci nu vă spun nimic nou, dar ceea ce m-a surprins răsfoind polemicile dintre cei doi a fost că, deși aparent aflați în tabere opuse, ei aveau o viziune comună asupra situației din țară de la acea vreme. Și m-am gândit să vă spun și vouă acest lucru, pentru că de multe ori
Mai ales când este vorba de comediile lui Caragiale, se spune mereu că nu s-a schimbat nimic, că iată, lucrurile stau la fel cum au stat dintotdeauna. Acest lucru este pe de o parte adevărat, iar pe de altă parte cred că dacă suntem conștienți de el, suntem mai greu de păcălit. Sau cel puțin sper că suntem mai greu de păcălit. Vreau să vă citesc niște fragmente din poezia Noaptea de Ianuarie a lui Macedonski, care seamănă foarte bine cu ce am citit adineori în scrisoarea lui Caragiale către Vlahuță. M-am născut în niște zile când tâmpita burghezime, din teșghea făcând tribună, legiunea de coțcari, pun o talpă noroioasă pe popor și boierime. Zile când se împarte țara în călăi și în victime și când steagul libertății e purtat de cârciumari. Oh, dar voi care prin viață, ce pe bun și răi adapă, treceți fără a lăsa urme ca și câinele prin apă, grași, pedanți, burduf de carte și de învățătură goi, bucătași ce cu piciorul dați la inimii gunoi, parveniți fără rușine, mizerabil ce la cârmă, faceți salturi de paiațe, pe frânghie sau pe sârmă. N-am cu voi niciun amestec, căci în lume de-ați trăit, este o satiră întreagă, faptul că v-ați zămislit. Nu vreau să comentez asupra asemănărilor. Deci mai bine să ne continuăm povestea, lăsând pe fiecare să tragă concluziile referitoare la epocile trecute și cea prezentă. Și înainte de a continua povestea lui Chirianula, aș vrea să vă citesc despre această novelă pe care o citim împreună acum o notă redactată de Caragiale referitoare la povestea de față. Această poveste se găsește în Giovanni Brevio, Rime, Roma, 1545, intitulată Novela di Belfagorx. Mai târziu, în 1549, apare cu același titlu sub numele lui Machiavelli și de atunci trece într-o operele complete ale ilustrului secretar florentin. Un savant bibliograf englez, John Dunlop, crede că originalul lui Belfagorx se găsea într-un manuscript latinesc al Bisericii Sfântul Martin din Tours, manuscript dispărut pe vremea războiilor civile. După Machiavelli, La Fontaine, fabulistul francez, a dat pe Belfagor în colecția de Conte, publicată întâia oară la Paris, Chez Denis Thierry et Claude Barbin, 1682. Scuze pentru modul în care am citit, dar erau amestecate cuvinte franceze și românești. Deci, data trecută, am lăsat-o pe Coana Acrivița, hotărâtă să-și facă un destin mai bun. Eu cu budalaua, cu capsomanul ăsta de Ianula, mult n-am să mai fac purici. Ia să mă gândesc la viitorul meu. Astfel, zi cu zi, i-a luat diamanticalele și sculele și argintăria și le-a pus la păstrare acasă la Hagi Cănuț. Pe urmă a început să vânze și de prin lucrurile de preț ale casei, despre care budalaua habar n-avusese să facă și el, ca orice negustor cu minte, o catagrafie. Totodată s-a luat cu binișorul pe lângă el. A început să-l mângâie și să-l mâglisească. După ce l-a răsut cici la fermecat, cum a știut ea, când erau într-o seară amândoi singuri la iatac, s-a pomenit Chirianula că se repede dumnea ei și l-a strâns în brațe și-l pup. El zice, mă iubești, dragă Acriviță, dar ea uitându-se la el cruciș. Mă mai întreb, Ianulică, fosmu. N-a putut Chirianula să adormă toată noaptea de bucurie că s-a dat Acrivița lui pe brazd. De acum colo, trai neneacu. Despre ziua, când s-a țipească și el, haț, îl ia dumneai iar în brațe și zice. Dragă Ianulică, m-am să te rog ceva, dar să nu zici ba. Când am zis eu ba la vreo dorință, mătăluță sufletul meu.
Uite ce e. Tătița ar vrea să mărite și pe surioarele mele, să nu-i rămâie fete bătrâne în casă. Că au și început mahalagioaicele, le știi, gurița. Să le zică iepele lui Cănuță. Și nu prea are cu ce să le înzestreze pe potriva lor. Că dacă nu era om cinstit și filotim cum ea, ar fi avut astă stare. Mulți bani are de luat de pe la boieri mari. Ce folos dacă deocamdată nu-i poate scoate? Dar, după ce închide el ochii, firește, dumneata ai să fii mai mare între clironom. Ai să strângi pe boieri în chingi năgustorește și o să-ți intri în bani. Și așa m-am gândit să-l ajutăm noi. Să le facem fetelor o zestre cât de micșoară, că de cine să mai însoară astăzi fără zestre doar din dragoste? Numai eu am avut noroc să te găsesc pe dumneata. Și plăcut, și bogat, și galantom, și să mă iubești atât. Și pe urmă strânge-l iar și pupă. Bine pui că să le dăm. Cam cât? De, știu eu, cam câte 1000, 2 de galbeni. Bucuros sufletele, adu-mi aminte mâine să mergem la Hagiul să-i numărăm parale. Acu ai de bibilic, o să ne culcăm. Dar ea îl strânge iar și zice. Și pe urmă, uite, frățiorii mei, nu e bine să mai stai așa degeaba. M-am gândit să le faci dumneata o zi un capitalaș și să se apuce și dânsi de vreo negustorie. Că sunt cu goge aminte găligane acum. Nu mai face să se lase tot în spinarea bătrânului. Pun-te masă, scoală-te masă. Ce zici dumneata? Nu zic bine? Dragă puiule, nu știi că eu zic ce zici, mătăluță? Adu-mi aminte mâine dimineață. Acum, hai să tragem un somn. Mai dă-mi o guriță, Ianulică. Paric boria tu, Cosmu. Am mai dat o guriță și au adormit ca niște copilași scăldați. A doua zi s-a isprăvit Daravera, au fost înzestrate surioarele amândouă și amândoi frățiorii încăpuiți. Iar peste vreo câteva zile, după ce i-a descălit pe larg cumnatul mai mare, în toate privințele negoțului, ca un om încercat, au pornit cu chimirul plin după marfă. Unul cu corabia de la Galați către Smirna, spre părțile răsăritului. Altul prin Brașov, spre părțile apusului, către Lipsca. În chiar van, cum umblau negustorii pe atunci. Nu mai încăpea în piele chiria, nu le-a de fericire. Zaia fetul peste zaia fetul zi și noapte. Cu toate bunătățile și trufandalele. Chef și tămbălău cu 10 de musafiri și de lăutari. Și tot ce dorea acrivița trebuia să se împlinească. Turnul colții să-l fi cerut pe masă, chiria nu le-a pe masă îi l-ar fi adus. Au mers lucrurile tot așa și iar așa. A tot băgat mâinile chiria nu le-a în lada cu bani. A tot luat cu pumnul, la loc n-a mai pus nimic, până a dat într-o zi cu unghiile de fundul lăzii. N-a vrut să pună acum obicei nici vreme să numere ce avea în ladă. Acum i-a dat în cap să facă și asta. Și nu i-a trebuit multă răbdare. Mai rămăseseră vreo 300 și ceva de lire, să tot ajungă pentru coșniță și cheltuielile mărunte pe vreo 2-3 săptămâni. Dar om cu firea neclintită s-a gândit așa. Ei, și apoi, ce-mi pas? Mâine poi mine se întorc băieții cu marfa, ne apucăm de negustorie și cu stăruință multă și puțin noroc, umplem lada la loc. Până atunci, helmet. Avem credit destul. Și s-a pornit după împrumuturi. Alergau cu limba scoasă, samsarii de colo până colo, să-i găsească bani cu orice ce preț. Până acum ai luat să dobânzi cam sărate. Dar acum ajunsese să se plătească el camătă din ce în ce mai piperat. Mai întâi nu prea s-a băgat de seamă, dar n-a trecut mult și a aflat negustorimea că se clatină rău chirianul ăla. Și mai ales că bântuia pe atunci mare chesat asupra târgului. I s-a scurtat omului creditul de tot, cu mai bine de 100% și abia găsea. Și nu vreo sumă mai însemnată, doar numai așa de mezelic. Toată nădejdea lui se rezema pe întoarcerea tinerilor care nu-și putea el închipui de ce zăbovesc atâta când toți negustorii plecați totodată, ba unii chiar mai târziu, se și întorseseră de la taxid, fiecare cu încărcătura lui la potrivită vreme. Pasăvinte cum nățeii aveau cuvinte să zăbovească. Tocmai când să-și piarză chiria nu la răbdarea, iată că îi sosesc una după alta două vești destul de urâte. Băiatului din tâi, pe când se întorcea de la Smirna, i se cufundase corabia încărcată. Iar el, începătorul ale negustoriei, a fost uitat să o asigureze. Cel mai tânăr, de dese la Lipsca, în iar Maroc, peste alt chilipir, se întâlnise cu niște elini, de cei care mișună întotdeauna prin bulzea la târgurilor mari.
Hoinărise cu ei pe la bărăriile nemțești toată ziua, iar seara merseseră împreună la cafeneluța unui simpatriot, într-o ulicioară dosnică de pe lângă casa sfatului, să învârtească un endecamisii și pe urmă la iuțeală un stosișor. Și așa, de pe la aprinsul lumânărilor până despre ziua, îl lăsaseră tinichea. Nu mai avea băiatul nici cu ce să vie înapoi acasă. Cum s-a răspândit vorba și despre asta, au intrat la grijă mare creditorii lui Chirianula, că rămusese mufluz, și s-au adunat cu toții la cafeneaua de la Hanul Cutei, spre a se sfătui ce-i de făcut ca să-l țină zi și noapte sub de aproape pază, nu cumva să o șteargă înainte de sorocul plăților, cum au muflujii obicei. Pe de altă parte, văzându-se scos la selemet, l-a apucat pe Chirianula un fel de groază. Ce are să facă el de acum a căzut în sărăcie, necinste și nocar? Ori să-l vâre întâi în temniță și pe urmă când i-or da drumul, să întinză mâna pe la porțile lor de a îndopat cu bunătăți și daruri. Și încă treacă meargă toate. Dar ce te faci cu fata lui Hagi Cănuță? N-a stat mult la gânduri spre a vedea că alta nu-i mai rămâne decât să spele de grabă Putin. Să se ducă încotro vedea cu ochii până dincolo de mărul roșu. Astfel, dar, în faptul zilei, s-a sculat dinișor, a strâns câtă drojdie se mai găsea pe fundul lăzii, s-a dat jos la grajd, a poruncit să-i puie șaua pe un buiestraș tătăresc, a încălecat, spunând argatului că merge până la Snagov după plătică proaspătă care disară musafir la masă, a ieșit pe poartă la pas și, pe urmă, cu ochii tot înainte, pe acițetul. Când a luat-o pe sub mitropolie la stânga, către câmpul filaretului, se luminase de răsărit, așa că suind la deal până în dreptul cuțitului de argint și uitându-se înapoi în vale, a zărit un pâlc mare de călăreți în goană venind parcă pe urma lui. Într-adevăr, bănuiala era întemeiată. Prinseseră de veste negustorii și porniseră repede după el cu ceauși de la agii. El a vrut să se abată din drumul mare și să o ia pe sub deal la dreapta, dar a dat de niște șanțuri. Buiestrașul s-a potignit și l-a trântit cât cu om. Atunci omul s-a sculat, a părăsit calul și a apucat-o pe jos. A suit la niște uluci, le-a sărit, pe urma alt șanț și alte garduri, până când rup de o stenală, ajungând pe culme, s-a oprit în fața vișoarei unui mărginaș bondoc și îndesat, care tocmai se spăla pe ochi de dimineață la soare, pe prispa cramei. Chirianul, acum l-a văzut, i-a zis gâfâind: "Bună dimineața, necuțule! Cum te cheamă?" "Bună dimineața, jupune! Pe mine Năguiță mă cheamă." "Da, pe dumneata." "Chirianulea." Și de-abia mai ținându-i balamalele, a pășit pârleazul înăuntru și zise: "Frate Năguiță, fă-ți pomană și măscă. Umblă niște dușmani să pui gheara pe mine să mă nenorocească. Ascunde-mă undeva pe aici și eu te fac un bogat. Iar dacă cu noi pleca nu ți-o dovedi că te pot procopsi, atunci primesc să mă dai chiar dumneata pe mâna dușmanilor. Mă rog, dumitale, frate Negoiță, nu mă lăsa în pierzanie. Mă rog și iar mă rog." Negoiță s-a scărpinat în cap, stând puțin la gânduri, și a răspuns: "Ascultă-mă, Chirianule, ce sunt dușmanii dumitale?" "N-or fi boieri." "Că de, drept să spun, cu boieri în cârcotă nu mă bag." "Ei, de unde boieri?" "Sunt negustori." "Atunci te scap." Cum l-a ascuns sub o claie de haraci, peste care a mai trântit și niște coceni de porumb, ia cătă și dușmani. "Mă, necuță," a întrebat unul, "nu văzuși dumneata din aur trecând pe aici un negustor așa și așa, așa?" "N-am văzut." "Ți-o-i dau un bacșiș bun să ne spui încotro a apucat." "Păi dacă nu l-am văzut?" "Spune-mă," a zis un slujitor ridicând gârbaciul, "dumneata mă poți și omor. Dar dacă nu l-am văzut?" "Dacă n-a văzut omul, n-a văzut," zice altul. "Hai de grabă înainte, că pierdem vremea degeaba." Și-au plecat, care călare, care pe jos, unii într-o parte, alții într-alta, alergând ca nebuni. După plecarea lor, Negoiță s-a suit într-un dud mare și s-a uitat pretutind în roată să se încredințeze dacă s-au îndepărtat bine. Pe urmă s-a dat jos încetină și l-a scos pe fugar din ascunzătoare. "Te-am scăpat. Acum să te văzi, Chirianule. Te ții de vorbă?" "Dragă neică Negoiță, nu știi cât îți sunt de îndatorat și vreau din tot sufletul să mă țiu de cuvânt. Iar ca să înțelegi că mă pot plăti de dumneata, te rog șez colea lângă mine să afli cine sunt eu și să asculți toate pățaniile mele." Și l-a povestit toate pe șart Chirianul al lui Negoiță,
de cum a fost plecat din adâncuri după porunca împărătească și până în ceasul de față, toate cu deamănuntul, toate pe care Negoiță le asculta cu plăcere mare și cu multă luare aminte. Și acum, Nică Negoiță, ascultă bine cum te pot eu procopsi pe dumneata. De câte ori ai auzit că a intrat dracu în vreo femeie? Nevastă, fată, măcar ori din ce loc, ori de ce neam ar fi, să știi că eu sunt ăla. Numai decât dar să vii acolo, că eu nu ies din ea până când nu mă goni dumneata. Firește că dacă îi da de leac, degeaba n-are să-ți fie. Bărbatul femeii, ori părinții fetei, ori să te răsplătească frumos. Ce zici? Îți vine la socoteală? Cum să nu? A răspuns bine Goiț. Iar Chirianula, după ce i-a mulțumit încă o dată, a plecat pacii încolo. Nu se încheiase nici o lună după astea și, coborând Negoiță în târg cu niște vișine trufandale de vânzare, a aflat de la precupeț că pe una din fetele lui Zanfirache, ulierul din Colentina, Ade s-a logodit cu Ilie, bogasierul de la bărăție, o muncește dracul de vreo 10 zile. Ce nu i-au făcut? Leacuri de scântece, molitve, degeaba. Părinții și logonicul plâng într-una văzând-o cum se canonește. Vorbește în toate limbile fără să le fi învățat și sporovește și turuie mereu gura și spune fel de fel de taine și pure de unde l-o mai fi ști, încât o lume care aleargă să o asculte, stă și se crucește. Bacă sacul cu lira de la paharnicul Iordache din Dudești de nu i s-a mai dat de urmă, fura de grămăticul pe care l-au prins pe drumul Olteniței și a scăpat peste noapte din beciurile Agiei, se află acum pus bine, înfășurat într-un testemel ce adiriu. În fundul sertarului de jos, de la scrinul de lângă soba din atac, la cucerea sa Tarsița, mătușă despre mama a lui Aga, mai tânără ca dumnealui, se întâmplă. Și că cine nu știe merchezul, poate scotoci în sertar cât poftește, că nu-i dă de fundul adevărat. Bacă adiata lui Agop, tutungiul de la sfinți, lăsată nepoatisii, nu-i scrisă de reposatul. A ticluit-o pe urmă într-o noapte bărbatul său, Tacor, cafegiul din Caimata, care vinde și Suliman și Cana de Păr. Tacor cu Avedic, paracliserul de la Biserica Armenească. Bacă fratele la tinerelul, de abia mijește mustața, călugărașul sprâncenat, care și-a de la preacuvioșia sa, părintele arhimandritul Hrisant, în curtea mitropoliei. Chip și seamă la învățătura cântărilor, este fata a mai micșoară a lui Ristache Muscalagiul de la Ploiești. Și câte și mai câte bazaconii. Cine le mai poate ține minte? Cum a auzit Negoiță toate astea? Și-a desfăcut coșurile la precupeț cu ridicata pe ce a putut rupe. Și s-a dus de-a dreptul să vază și el pe fata apucată. Și cum a ajuns acolo, s-a vârât printre lumea adunată și a spus părinților și logodnicului că el o scapă pe fată, dacă i-or dau 100 de galbeni. Firește că bieții oameni n-au mai stat pe gânduri. 100 să fie. Iar Negoiță s-a apropiat de urechea pătimașei și, făcându-se cu o descântă, i-a zis încet și sfios: am venit, Chirianule, după vorba noastră. Am înțeles, i-a șoptit duhul, dar drept să spun, Neică Negoiță, nu te-am crezut așa de nătărău să te mulțumești cu 100 de galbeni. Și o să-ți ajungă ție numai atâta. Trebuia să cer gros. Dar fiindcă ai greșit, te iert de data asta. Acum mă duc la Craiova să intru în soția caimacamului. Săptămâna viitoare să te înființezi acolo. Nu mă face să te aștept prea mult. Mai am și alte trepșoare, nu numai grija dumitare. Caimacamul își iubește nevasta ca ochii din cap. E și bogat și darnic. Socotește-te bine în talia asta, că de aici încolo nu mai ai nicio putere asupra mea. Să știi că după aia sunt dezlegat de orice cuvânt și nu mai avem nimic de împărțit împreună. Zicând acesta, s-a depărtat duhul. Tânăra s-a tămăduit, toată lumea se închina, părinții și logodnicul nu știau ce să mai facă de bucurie, iar Negoiță, luându-și suta de galbeni, a pornit la vie să se gătească de drum lung. Și-a vândut a doua zi rodul la un oltean. A treia zi și-a cumpărat un călușel cu tot dichisul de călărie, de la Pătrășișea până la Ipingea. A patra zi dimineața a plecat. Asta era într-o miercuri. Ziua umbla, noaptea se podinea, așa încet, încet, haide, haide,
Marțea următoare, pe la Sfințită, a ajuns drumețul la straja Craiovei și de acolo, întrebând din om un om că unde ar putea găzdui năgustoraș ca el, l-au mânat la un han peste drum de o biserică mare. Cum a descălcat, a dat calul în primirea argaților și a intrat în cârciumă, unde mai erau și alții snafi, să-și prinze inima cu un ciocan de rachiu și cu ceva mezelic înainte să meargă la odaie. În seara se binișor. Până să-i frigă niște pastramă, stă la masă pe gânduri. Stând așa, audă clopot. Și întreabă pe un arnăut, care trăgea ciubuc la altă masă, ce sărbătoare e a doua zi de să face priveghere mare. De la arnăut și de la cărciumăreasă află îndată că nu e a doua zi nicio sărbătoare, dar că așa se fac ziua și noaptea slujbă peste slujbă la toate bisericile pentru ușurarea tinerei soții a caimacamului, care e chinuită de duhuri și nu-i pot da de leacul nimic ca toate babele meștere, toți doftorii de la Sibiu, pricepuți la așa boale, toate masturile și molitvele citite de vlădica și arhierei cu 40 de preoți, degeaba. Femeia are năvârlii grozave, într-una sare și joacă tontoroiul, că trebuie să o lege. Cât o țin legată, dârdie din toate încheieturile și scrâșnește, parcă ar arde un foc. Dacă îi dau drumul, iar începe să sară și să țopăie, și țopăie, și sare, până o leagă ea. Asta de peste o săptămână, fără clipă de odihnă și fără să primească în gură măcar o picătură de apă. O lume se îngrozește, iar soțul îi jelește ca un nenorocit și de-aia se fac slujbe peste slujbe la biserici, doar să o milostivi Maica Domnului cu vreo minune. Negoița a dat repede țoiul pe gât, a îmbucat o fărâmă de pastramă ca orice slugă, de teamă să nu-l aștepte prea mult stăpân. A dat unii cu sara arnăutului și l-a rugat să-l ducă de grabă la curte. Când au ajuns acolo, fierbea lumea că bolnave era totdeauna mai rău când se nopta. O sumă de cucoane și slujitoare o țineau legată în ceașaful rude pe biata tânără, care se zbuciuma din creștet până în tălpi. Preoții nodăși din mare o slujeau și o afumau cu cădelnițele, iar soțul plângea, făcând mereu la metanie. Când iată că un arnăut vine și zice în gura mare: Măria ta, nu te supăra! Este aici un om prost, care vine tocmai de la București într-adins. Zice el că știe să descânte la boale ca ale măriei sale și își pune capul chezășiei că o tămăduie îndată. S-a ridicat nenorocitul, luminat în pierzania lui de razele nădejdii în urmă și a strigat: Să vină! Cum s-a arătat negoiță în prag, până să-l întrebe cineva ce și cum, tânăra s-a potolit din dârdâială, a poruncit, parcă era sănătoasă, să-i scoată ceașafurile, s-a uitat drept la el, a început să râză veselă ca la vederea unui vechi prieten de mult așteptat și a făcut semn să fie mai aproape, chemându-l chiar pe nume. Bine ai venit, dragă negoiță! Ce mai faci, sănătoșel? Vino încoace mai aproape, cam să spun ceva, să nu ne auze nimeni. Cine să-și crează ochilor și urechilor? Negoița a dat pe toți într-o parte, s-a apropiat prietenește de pătimașii și a șoptit: Drăguță, să mă ierți că te-am cam lăsat să aștepți, dar nu știi ce greu drum și ce gloabă de cal am avut. Nu face nimica, a răspuns duhul foarte încet. Eu plec de aici, de acum te-am procopsit. Nu-ți mai sunt dator cu nimic. Să știi prin urmare, neică negoiță, că asta ți este a din urmă. Să nu care cumva să te mai văz că te ții de coada mea, că nu numai că nu capeți nimica, dar încă mă și supăr. Și dacă mă supăra, de, poate să-ți pară foarte rău, atâta îți spun. A pierit duhul și firește și a venit pătimașa în fire, bună zdravănă ca mai înainte, parcă și mai vesel. Acum, cu câte daruri și cinste l-a încărcat ca caimacamul pe negoiță, ce să vi le mai înșir eu, că vi le puteți singuri închipui. I-a dăruit cu Hristov o moșie să o stăpânească de veci și pe deasupra l-a și boierit. Trăia acum negoiță în huzur, ce cu gândul nu gândise de vreo 3 luni și mai bine. Dar într-o zi, tocmai când își făcea după prânz tabietul boieresc cu cafea și ciubuc în pridvorul lui de la țară, ia că te vede de departe, pe drumul care vine dinspre miază zi, un vârtej de praf care se tot apropie. Ce să fie? Sunt niște slujitori de la curte care vin în goană cu înaltă poruncă să-l ducă în apristan la Craiova. Nu-i aproape locul lui negoiță că i-au tulburat abietul, dar ce să fac? Ajungă la curte, a sărutat mâna stăpânului, acesta l-a luat în brațe, l-a sărutat pe frunte și a zis: Prea iubită frate negoiță, dacă ții la mine câtuși de puțin, să pornești fără clipă de zăbavă spre București, budca e gata.
Pe drum te așteaptă cai de olac din poștă în poștă. Fata Măriei sale, lui Vodă, domnița, e apucată cum a fost și nevastă. Poate și mai rău după ștafeta ce primi. Numai dumneata o poți scăpa. Aleargă! M-am fript, s-a gândit Năgoiță, dar de zis n-a putut zice nimic. Cai Macamul l-a strâns în brațe, l-a suit în budcă și mânați, bre! Surugii au dat bice și călcâie, pe urmă țipete și chiote. Până a doua zi, pe la ceasul vecerniei, l-a dus pe Năgoiță, de cher mecher, drept la scara palatului domnesc din București. Vodă și doamna, frângându-și mâinile, l-au întâmpinat atunci în capul scării și Vodă i-a strigat în grecește cum vorbea pe atunci boierina. Ah, Dumnezeu te-a adus, boierule, poftim! Dar Năgoiță, de unde să știe grecește? A răspuns într-o doară. Cine nu-l caută, îl găsește, măria ta. Dar cine îl caută? Să vedem, să-l căutăm. Dacă s-o putea, și mie mi-ar părea bine. Să vedem. Hai! Zicând asta, Vodă l-a împins pe Năgoiță până în Sagnasiul din fundul sării. Acolo sta domnița grecește pe un covor jos, clătinând mereu din cap ca o păpușă cu gâtul pe sârm. Într-una se chinuia așa de 5 zile cu dinții încleștați și fără să închidă ochii o clipă. Cum s-a arătat Năgoiță, domnița a stat din cap și a început să țipe, apucată de toate năbădăile. Afară! Dați-l afară! Să nu-l văz în ochii mei pe rutanul de Năgoiță! Afară! Să fie băbac! Să fie băbac! Năgoiță n-a așteptat mai multe și în loc să se supere că îl gonește cu o cară, ridicat așa din umăr, parcă ar fi zis, de, dacă nu poftești, s-a întors în loc și a voit să plece. Dar doamna l-a apucat de mână, iar Vodă s-a apropiat de fiică sa. Aici sunt, uite băbaca ma tal. Nu tu, țipa fata, nu te-am chemat pe tine, să vie băbac al meu. Eu sunt babac al tău, a zis cu lacrimi fierbinți propăditul de bătrân. Dar copila țipând și mai grozav. Nu, nu ești tu, tu ești urât. Tu du-te cu Năgoiță, să fie căpitan Manoli Gaiduri, că el e babac al meu adevărat. Așa vorbe nebunește doamna aleșinată. Dacă nu era Năgoiță să o apuce în brațe, cădea lat. Au sărit cocoanele curții și au luat-o să o frece cu oțet de trandafir și să-i dea pe la nas cu pene aprinse. Iar bietul Vodă a început să se bată cu pumnii în fes, pe câte vreme copila tot mai tare țipa. Să-mi aduceți pe babac al meu, pe căpitan Manoli, pe ăla-l vreau eu! În sfârșit, Năgoiță zice lui Vodă la o parte. Măriat, așa pătimași trebuie să le facem cheful deocamdată. Că dacă ne împotrivim, îi atâțăm mai rău. El a adus prin urmare pe căpitan Manoli. Mai rar așa palicar, înalt, spătos și mustăcios, om îndrețe de arnăut și muiat numai în fireturi de sus până jos, să fie de fală pentru orice curte domnească. Cu mustățile lui frumoase necate de lacrimi, s-a apropiat căpitan Manoli, sluga credincioasă, de fica doamnei. Iar Mititica, îndată ce l-a văzut, s-a descruntat deodată, a zâmbit dulce și ca orice copil supus când roagă frumos pe tată său să-i facă un hatâr, i-a zis cu multă blândețe. Băbacă, te rog, băbacă, dacă mă iubești, să-i tai lui Năgoiță nasul și urechile și să-l dai afară ca pe un obraznic, că e botos, e lacom și nemulțumitor. Să nu-l mai văz în ochii mei, că nu-l mai pot honipsi. Capitan Manoli iubea firește pe domnița din tot sufletul, dar așa hatâr mare nu-i putea face fără voia stăpânilor. Iar Năgoiță s-a gândit. Așa ți-e vorba. Bine. Pe urmă s-a întors la Vodă și zice. Măria ta, ia să se dea toți într-o parte să văd și eu mai aproape pe pătimaș. I-au făcut toți loc, iar Năgoiță s-a dus drept la domnița care se zbuciuma și râdnea cât putea. Afară, Năgoiță! Ieși afară, mojicule! Dar el nu s-a închisit de pandoliile ei și a vorbit încet. Drăguță, eu aș zice să pleci mai bine de bunăvoie. Aș. Fata răgnea mai rău. Afară, Năgoiță! Și zi, așa ai? Nu vrei? Și-a dat să o apuce de mână. Atunci domnița l-a scuipat în față și a ars o palmă de au scăpărat ochii lui Năgoiță. El s-a șters cu mâna ca pe obraz și, întorcându-se în loc spre Vodă, zice Măria ta, patima asta vine aici cu o împrejurare cum până acum n-am mai întâlnit. Că n-ar fi lac de tămăduire, nu zic. Dar singur eu nu pot face deocamdată nimica. Îmi trebuie un ajutor.
Am aici la București, în Mahalaua Negustorilor, o prietenă meșteră care știe să tragă de gâlți și de nojit. E văduva unuia care și-a propădit averea în risipă și în desfrânări. A rămas mufluz și a luat lumea în cap și a lăsat-o pe biata femeie nevinovată, pieritoare de foame. O cheamă Acrivița Ianuloaia, fata lui Hagi Cănuță. La vorbele astea, domnița a încetat deodată cu țipetele și a început să tremure, clănțănind cantoiul frigurilor. Așadar, rog pe Maria ta să poruncească a pune iute caii să aduc numai decât pe Ianuloaia. A vrut să facă un pas, dar domnița l-a apucat strâns de pulpană, țipând apel pisită. Stai, negoiță! Și ce să mai lungim acum poveste? Că o poveste cât de frumoasă, dacă e prea lungă, iar nu face. I-a trecut copila, parcă nu mai visase cineva că ar fi fost bolnăvioară. S-a gătit frumos și a plecat veselă cu doamna la plimbare în budcă deschisă. 4 telegari cu falaitar, 12 arnăuți călări înainte și tot atâția în urmă, fluturându-le fustanelele. Iar Manoli, sus pe capră, cu mâna dreaptă pe prăselele hangerului din Silaf și cu stânga răsucindu-și mustățile. Și era mare bucurie pe sufletul lui Vodă când se uita de la fereastră cum zbura budca departe. Negoița a rămas în gaz de la curte. Cam a treia zi, aducându-și aminte că mai are și altă dar averi în București, a mers drept în Mahalaua Negustorilor să ia urma Ianuloaiei. Casele cele frumoase le vânduseră creditorii. Sarmana, părăsită de bărbat, trăia acum la tată său, Hagiul. Acolo găsind-o, a rămas încremenit de așa frumusețe, mai ales cum se purta ea acum cernită de sus până jos, ca orice văduvă jalnică. După ce i-a sărutat mâna, i-a zis. Uite, cocoană, eu mă știu dator lui Chirianulea cu 100 de galbeni. Ieri am aflat de nenorocirea dumneavoastră și ți-am adus datoria. Poftim! Cocoana a început să plângă și să-l întrebe dacă știe el ceva despre ce s-o fi făcut omul ei, că ea nu mai poate, se frige, că o să moară de dorul lui. Negoița i-a răspuns că nu știe nimica. Iar ca mulțumire că bărbatul îndatorase la vreme de mare nevoie, a rugat-o pe Cocoana să primească a stăpânii ea de veci viișoara lui de la cuțitul de argint și a și dat la mână hârtie de danie întărită cu pecetă domnească. După aceea, ca să se mântuie el odată de slujba doftoritului, s-a gândit câtva și a mai spus. Cocoană, eu am văzut mult bine de pe urma bărbatului dumitale. În cinstea și pomenirea lui vreau să te învăț ceva cu care la prilej. Să te salți bine din lipsă. Ascultă, rogu-te, cu luarea minte. De câte ori ai auzit că a intrat dracu în vreo femeie? Nevastă, fată, măcar fie din orice locuri, de ce ne-am ar fi? Numai decât să mergi acolo. Că nu iese din ea până când nu l-ai gonit dumneata. Să-i zici pătimașei numai atâta. Parcă ai fi întâlnit pe omul dumitale. Aici mi-ai fost ascuns, Ianulică. Și eu te căutam ca o nebună. Fosmu. Parigboria tu, Cosmu. De unde știi dumneata vorbele astea? A întrebat Cucoana privindu-l cruciș. Le-am învățat de mult de la un prieten, a răspuns Negoiță zâmbind la privirea Cucoanei. Apoi a adăugat. Numai atâta să-i spui. Pe urmă, s-o apuci în brațe, tot cu gândul la Chirianulea. Să te uiți la ea așa, frumos, cum te uiți acum la mine. S-o săruți cu foc și să n-o slăbești din dragoste până când îi trece de tot. Firește că, după potriva ipochimenilor, n-are să-ți fie o steneală degeaba. Ai înțeles? Am înțeles. Acum rămâi sănătoasă, Cucoană, să auzim de mine. S-a înapoiat după acesta Negoiță la curte, unde a stat încă vreo 4-5 zile, numai în bunătăți și în cinste mare. Când ședea el la masă cu măriile lor, cu protipândara, cu evgeniștii ei mai simandicoși, cântau jos pe sub ferestre meterhanele și jucau soitarii pentru petrecerea isnafilor și a prostimii. A opta zi s-a hotărât Negoiță să se pornească la urma lui înspre părțile Jiului. L-au căftănit și au dăruit Vodă și doamna câte 3 pungi de ibrișim cu câte 1000 de galbeni. Iar domnița un inel cu o nestemată câte o alună turcească și cu săvas mare l-au petrecut toți până jos în capul scării. Capitan Manoli s-a rugat de stăpân să ducă el pe Negoiță până acasă. Toată vremea pe drum l-a îngrijit capitanul ca un frate ziua și noaptea, cântându-i din gură și cu tambura, manele turcești și cântece de palicar de prin munții lui depărtați. Și cânta strașnic. Avea glas și pătrundere. I-a plăcut mult lui Negoiță tovărășia lui Manoli și, ajungând acasă la moșie, s-a crezut dator să poftească și el în gazdă pe capitanul,
care era tot atât de plăcut și de bun pe cât de voinic și de viteaz. Seara au cinat împreună cu vin vechi de drăgășan, cu cafele și ciubuce până târziu. Iar după cină, la care osteniți cum erau de drum, să cam trecuseră din pahare, capitanul, cât era de mare palicar, înnecându-l deodată așa un parapon, s-a lăsat să-l podidească plânsul ca pe o femeie și căzând în genunchi i-a zis gazdei: "Eu sunt sărac, beimu. N-am să-ți dăruiesc nimica de preț, dar numai Dumnezeu și sufletul meu știu cât îți sunt de recunoscător. Că dacă se prăpădea fetica eu, uite vezi hangerul ăsta, până în brăsele mi-l băgam în piept. Că fără copila asta, ce s-ar mai fi făcut Manoli, sărmanul, sărmanul Manoli?" Și a început să sărute mâinile lui Negoiță și l-a rugat să-i primească în dar o pereche de mătănii de la Ierusalim. Câte vreme capitan Manoli vărsa aici lacrimi de mulțumire, colo departe la București se jelea de durere mitropolitul că una dintre nepoțele în altra sfinției sale începuse să aibă panduli. Dar s-a îndurat pronia și nu l-a lăsat să plângă prea mult pe robul iubitorului de oameni. Cum a intrat coana Crivița până în gangul cloponiței, parcă i-a luat tinerei boala cu mâna. Și a zis boda prostei anul oaia când a plecat blagoslovită și mulțumită destul de la mitropolie. Iar noaptea aceea, chiar în adâncuri, s-a adunat soborul demonilor înaintea lui Dardarot să asculte pe Aghiuță, care se întorsese și el în urma lui cu coada între picioare, rupt de oboseală. Le-a povestit el toate câte le pătimise dincolo, mai cu șar și mai frumos decât vi l-am putut eu povesti dumneavoastră. Împăratul a făcut haz nespus și a zis râzând: "M-am pătrus acum cum merge pricina, halal să-ți fie drag, Aghiuță, frumos te-ai purtat, n-am ce zice. Cu ce vrei să te răsplătesc pentru atâta osteneală? Întunecimea ta, spre răsplată, două hatâruri am să îndrăznesc a cere. Spune, puiule dragă, întâi, pe Acrivița și pe Negoiță să nu-i văz vreodată pe aici. Ducă-se la rai, să se împace Sfântul Petru cu ei, cu moștii." "Bine. Și al doilea?" "Al doilea, să mă lăsați să mă mai odihnesc și eu puțin de la casă, că m-am dehulat de atâtea trepșoare pe pământ." "Bine și asta. Ai dreptul să dormi 300 de ani de aici încolo, fără să te mai supere nimeni cu nimic." Zicând acesta, Dardarot i-a tras un picior după obicei și l-a trimis să se culce. Și așa au mers cu coana Acrivița și Negoiță, fiecare la ceasul său, în rai. Iar Aghiuță s-a pus să-i tragă la soamne și dorm și dorm și o fi dormit și acum, dacă nu cumva s-o fi sculat mititelul, să se apuce iar de cine știe ce drăcii. Dragilor, am abordat astfel tot felul de teme, la fel de actuale și acum, ca și pe vremea lui Caragiale, iacătă, numai departe de plagiat. Și ca să închei, dacă tot am vorbit de plagiat, din nota pe care v-am citit-o, referitoare la novela pe care doar ce am încheiat-o, este clar că nu ar fi avut cum să plagieze Caragiale, care era atât de atent cu redactarea sursei acestei novele. Dacă v-au plăcut povestirile pe care le-am citit, nu uitați să dați like și subscribe canalului Bricks for Learning de pe YouTube pentru a ne întâlni data viitoare cu o altă poveste. Pa! Pe data viitoare!